Bine, v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit pentru început să facem o trecere în revista principalelor titluri de astăzi. Peste 95% din activitatea CERTASIC se desfășoară prin intermediul brokerilor. Generalii România se așteaptă la o ușoară creștere a pieței de asigurări până la finalul anului 2014 și AXA a raportat venituri de peste 28 de miliarde de euro în primul trimestru. Să vedem acum și știrile pe larg. Peste 95% din activitatea CERTASIC se desfășoară prin intermediul brokerilor parteneri, aceasta fiind o strategie foarte clară și importantă pentru companie. James Greenway, CEO-ul companiei, a declarat Specialiștii noștri sunt instruiți pentru a se dedica pe deplin nevoilor brokerilor de a răspunde prompt la solicitările acestora și, bineînțeles, de a achita rapid daunele valide înregistrate de clienți. Brocării sunt încrezători în programele noastre puternice de reasigurare, menite să conferă o siguranță financiară. La toate acestea se adaugă, bineînțeles, și comisioanele atractive pe care le oferim brocărilor. Generalii România este optimistă și estimează o ușoară creștere a pieței de asigurări la finalul anului 2014. Liniile de business pe care compania va miza în 2014 rămân asigurările casco, asigurările generale corporate, cele pentru IMM-uri, asigurările de locuință și cele travel și asigurările de viață de tip employee benefits. Adrian Marin, CEO-ul Generalii România, a declarat am trecut prin multe transformări anul trecut și am avut suficiente provocări, însă cel mai dificil a fost să compensăm scăderea de business asumată pe RCA cu alte tipuri de asigurări. Dar am reușit și în prezent avem cel mai echilibrat portofoliu din piață cu o pondere a asigurărilor auto de doar 42%. AXA, al doilea mare asigurător din Europa, a raportat venituri de peste 28 de miliarde de euro pentru primul trimestru din acest an, în scădere cu 1% față de perioada similară a anului trecut, se arată într-un raport al companiei. Creșterea veniturilor AXA a fost afectată de reducerea valorii primelor medii, în special în Marea Britanie și Irlanda, însă a fost parțial compensată de primele din Franța. Cel mai important segment de activitate al AXA, cel de asigurări de viață și economisire, a avut un declin de circa 4% în primele trei luni ale anului 2014, dar în același timp, asigurările property și de accidente au crescut cu 2%. Pe o piață asigurărilor în scădere, brocării găsesc în continuare resurse de creștere. Despre factorii care determină această evoluție, dar și despre realitățile și problemele curente ale pieței de brokeraj, vor discuta astăzi Bogdan Andriescu, președintele Unsicar și Alex Roșca, redactor șef al publicațiilor prim, în cadrul emisiunii Ora de Riz, difuzată începând cu ora 13.30 de către Radio France Internațional. Acestea au fost ele zile la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi cât mai bună. Mâine vă revedeți cu colega mea, Oana.